Domnule Serebrean, ați declarat recent într-un interviu că posibilă recunoașterea independenței regiunii transnistrene poate duce la destabilizare și la o situație periculoasă și imprevizibilă în regiune. De ce ați decis să vorbiți despre acest subiect? Există riscuri sau existau riscuri în care independența regiunii transnistrene ar fi putut fi recunoscută și ce ați avut în vedere sub situație periculoasă și imprevizibilă? Păi, imprevizibilă înseamnă că pot fi foarte multe scenarii, inclusiv scenarii proaste pentru regiune. Recunoașterea independenței regiunii transnistrene este solicitată de anumite voci de la Tiraspol. Totodată am văzut că în primăvara anului curent, dar și în primăvara anului trecut, și în Federația Rusă au răsunat astfel de voci. Nu la nivelul guvernului, dar la nivelul Dumei de stat au fost astfel de voci. Probabil că imprudente sau poate să testeze doar reacția Chișinăului. În orice caz, asta nu va fi în niciun fel o soluție pentru regiunea transnistreană. Dimpotrivă, ar putea conduce la o revizuire totală a atitudinii față de această regiune, a formatelor de negocieri. Deci, în sensul ăsta, scenariile pot fi foarte, foarte imprevizibile. Care sunt așteptările dumneavoastră în procesul ăsta de negociere? Vedem că domnul Ignatiev și Ministerul de Externe rus continuă să insiste pe formatul 5+2, dar Kievul și Chișinăul sunt ok cu cel existent, cu 1+1. Care este poziția Chișinăului pe, nu știu, pe durata războiului? Va continua să discute în 1+1, iar apoi în cazul unui succes al Ucrainei în confruntarea actuală cu Rusia va ocupa o poziție mai, nu știu, mai favorabilă, mai ultimativă în raport cu Tiraspol? 1+1 este un format care decurge din formatul 5+2. Și la reuniunile 1+1 din ultimul an și jumătate, ultimele 16 luni, ca să fiu mai exact, la aceste reuniuni au participat și reprezentanții statelor, instituțiilor reprezentate în 5+2. Deci inclusiv Federația Rusă. Inclusiv diplomați ai ambasadei Federației Ruse. Sigur că SUA, UE, Federația Rusă, OSCE-ul Ucraina sunt prezenți în calitate de observatori, deci nu intervin în procesul de negocieri, dar sunt prezenți fizic în sală. OSCE-ul mai are și rolul de moderator al discuțiilor. Deci formatul a evoluat cumva, nu mai este formatul clasic 1+1 care exista anterior când reuniunile în format 5+2 se convocau destul de frecvent. Deci noi am adaptat un format existent la o situație cu care ne confruntăm. Negocierile în format 5+2 real, așa cum sunt ele concepute, în condițiile actuale, și asta a fost poziția exprimată de mai multe ori de Chișinău și nu doar de Chișinău, toți partenerii noștri externi, în principiu, sunt de acord cu această formulare și chiar și Federația Rusă a acceptat-o. Pe durata războiului în Ucraina, formatul este nefuncțional. Trebuie să utilizăm acele pârghii care există, acele platforme de negocieri care există. Țara este un mozaic până la urmă și rezolvarea problemelor mici până la urmă conduce spre rezolvarea problemelor mai mari. Ori problema mai mare este menținerea dialogului. Asta este foarte important, că se menține un canal de dialog între Chișinău și Tiraspol, care previne o escaladare a tensiunilor între cele două maluri. O tensiune pe care nu ne-o dorim nici noi și nu și-o dorește nici Tiraspolul, cel puțin astea sunt declarațiile care vin de acolo și am temei să cred că aceste declarații sunt întemeiate. În cazul unui câștig al Ucrainei, putem spune că se va reveni la formatul 5+2? Condiția sine qua non a reluării negocierilor în formatul 5+2, într-un format 5+2 revizuit, deci cu alt rol al Uniunii Europene pentru care pledăm și care se cere, al Statelor Unite ale Americii, de asemenea. Formatele nu sunt ceva
închistat. Lumea evoluează, situația a evoluat foarte mult în ultimii 20 de ani. Deci acel format era foarte bine adaptat la situația de atunci. În realitățile de azi, cel puțin Uniunea Europeană cere un alt rol. Dar revenirea la acest format, în forma lui veche, în forma lui revăzută, are o condiție sine qua non. Și această condiție sine qua non este normalizarea relațiilor dintre Kiev și Moscova. În ultimul interviu cu dumneavoastră ați vorbit despre faptul că se lucrează la un plan de reintegrare a regiunii Transnistrene. A fost el deja elaborat sau, nu știu, se lucrează deja în baza lui și dacă sunt luate în considerație riscurile care pot duce la dezghețarea conflictului, ați spus anterior că conflictul transnistrean este ca un vulcan. Ceea ce ține de aspectele militare sau de securitate, noi nu elaborăm planuri în acest sens de acțiune pe o eventuală dezghețare nedorită și puțin probabilă, totuși. În condițiile de azi, adică putem spune cu certitudine, dacă vă amintiți, acum un an eram întrebat foarte des, se va dezgheța, se va implica, va fi regiunea implicată într-un conflict militar. În condițiile de azi este puțin probabilă, nu zic improbabil. Strategia la care se lucrează este una de reglementare pașnică a acestui conflict, care nu prevede în niciun caz alt scenariu decât integrarea acestei regiuni în cadrul Republicii Moldova, folosindu-se pârghii pașnice, diplomatice. Draftul este la un nivel de consultări, să spun așa, și pe interior, dar și cu unii parteneri externi. Orice strategie de acest fel nu este niciodată până la capăt, să spun că definitivată, pentru că la ea se adaptează întotdeauna la o realitate care este foarte schimbătoare. Situația din jurul nostru este foarte volatilă și suntem nevoiți din mers să intervenim uneori cu corectări. Deci o strategie nu este un roadmap, nu este ceva care, mă rog, te ții neapărat neabătut de la ea. Acționezi deseori și în cazul problemelor de acest fel, precum conflictul transnistrean, acționezi deseori ad hoc, circumstanțial, reactiv la problemele care apar, pentru că nu pot fi prevăzute toate. Ca să fie foarte clar, această strategie este mai când pentru un confort intern al nostru, că avem și cel mai important este scopul țintit în această strategie. Una este scopul care înseamnă reintegrarea acestei regiuni în componența Republicii Moldova și doi este tactica, metodologia pe care o aplicăm și asta este una de negocieri. Reintegrarea prevede și anumite, nu știu, cheltuieli financiare. Își poate permite Republica Moldova astfel de cheltuieli sau își poate permite reintegrarea Republica Moldova în viitorul apropiat? Noi pentru prima oară am pus cumva și public această problemă a eventualelor cheltuieli. Ea nu a fost vehiculată anterior, până în primăvara anului trecut. Și am început să facem și anumite estimări, anumite calcule, care nu pot fi decât aproximative, pentru că marja de eroare în astfel de calcule e întotdeauna foarte mare. Am exemplul care nu e potrivit. E un exemplu care nu îmi place, deși deseori este invocat. Exemplul RFG-RDG. Până la urmă, eroarea se pare că a fost de 300%. Pentru noi, o astfel de eroare ar fi sigur că una destul de impunătoare. Deseori sunt întrebat ce impune, ce credem noi că ar putea să impună sau să necesite aceste cheltuieli, pentru că în principiu nu există o disarmonie, să spun așa, prea mare între malul drept, malul stâng. Nivelul de dezvoltare economică nu este prea diferit. Cheltuielile se vor impune, mă rog, bugetul social este unul dintre capitolele care trebuie luate în considerare. E o populație în vârstă care, va trebui să primească pensii la nivelul celorlalți cetățeni din Republica Moldova. Nu vreau să intru în detaliile în această junglă, cum s-ar putea calcula aceste pensii.
care nimeni nu se gândește că ar trebui totuși, nu putem să dăm, să plafonăm, să spunem că toți cetățenii din partea stânga a Nistrului primesc o anumită pensie. Ar fi problema viabilității anumitor întreprinderi din partea stânga a Nistrului atunci când vor fi aduse în mediul economic al Republicii Moldova, integrat al Republicii Moldova. Problema prețului la agenții energetice. Aici trebuie să luăm în calcul că nu știm cum va reacționa nici economia de pe malul drept la această reintegrare economică. Vă dau un singur exemplu. La Râbnița și la Rezina, vis-a-vis, stau două mari întreprinderi, fabrici de ciment, care produc același produs. Da. Care va fi cel care va rezista șocului produs de reintegrare este o ecuație. Mă rog, s-ar putea întâmpla să fie, mă rog, o fericită situație când rezistă ambele și ne-am dorit cât mai multe întreprinderi să reziste. Șocul reintegrării va fi suportat fără îndoială mult mai bine de întreprinderile mici și mijlocii care au întotdeauna, în orice circunstanțe, o mai mare adaptabilitate. Problema personalului militar sau, mă rog, din instituții de forță, să zic așa, paramilitar, mai precis, din regiunea transnistreană, care iarăși va pune costuri foarte mari, reconversia, dacă pot să spun așa, umană, inclusiv acestor oameni. Da, vor fi niște cheltuieli care nu le vom putea suporta singuri, dar care sunt niște cheltuieli necesare pentru că avantajele economice ale reintegrării, avantajele politice ale reintegrării se vor recupera pe deplin. La nivelul conducerii se înțelege că vor fi costuri mari pentru această reintegrare? Bineînțeles, asta înțelege în primul rând conducerea, înțelege foarte, foarte bine. E bine să înțeleagă și societatea că va fi un efort de făcut. În orice caz, acest efort este mare, dar nu este unul gigantic și nu va afecta, cum să zic, cotidianul, viața de zi cu zi a cetățenilor. Dar lipsa unui pericol, lipsa unui conflict, existența unei piețe de desfacere mai mari, a unei economii integrate, lipsa barierelor în calea schimburilor comerciale, chiar și cu Ucraina, pentru că, să spun, comunicarea dintre Chișinău și Odessa a fost foarte multă vreme handicapată de prezența acestui conflict. Toate aceste lucruri vor compensa pe deplin cheltuielile care vor apărea. Și pe urmă, sigur că nu vom fi singuri în acest efort de reintegrare. Asta este foarte clar. Ce s-a întâmplat cu legea antiseparatism adoptată de Parlament la începutul anului? Liderii din Tiraspol s-au indignat atunci și acum toți sunt indignați din câte văd. Au spus că asta ar influența și procesul de negocieri. Vedem că de atunci n-a mai fost negocieri, doar acum două zile la Bender. Tiraspolul vrea niște garanții că nu vor fi reținuți oficialii în timpul vizitei de la Chișinău. Poate Chișinău să ofere astfel de garanții? Uneori mi se cer mie aceste garanții. Eu nu sunt procuror, eu nu pot da astfel de garanții. În orice caz, procesul de negocieri nu poate fi periclitat și nu este periclitat. Am văzut foarte bine. Dacă cei de la Tiraspol simt un anumit disconfort pe malul drept, mergem în întâmpinare, găsim soluții de compromis. Și ea nu este expres legată de regiunea transnistreană. Adică faptul că în regiunea transnistreană aceste amendamente la codul penal au fost atât de vehiculate în mass media, în discuțiile oficialilor cu delegațiile străine, după mine au avut un singur scop, sau poate două scopuri.
intimidarea populației, să reducă din, din numărul contactelor, vizitelor celor din partea stângă a Nistrului spre partea dreaptă. Pentru că, dacă vă amintiți, în luna martie se spunea că mai că nu fiecare deținător al unui, așa zis, pașaport al regiunii transnistrene va fi reținut. Și vreau să vă spun că la Tiraspol unii credeau, oameni simpli, credeau în această afirmație, care s-a, mă rog, s-a dezavuat, n-a ținut foarte multă vreme, pentru că oamenii s-au convins că nu, ținta nu sunt în niciun caz oamenii simpli, ci cei care creează sau pot crea sau vor să creeze deliberat anumite probleme pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și nu doar în partea stângă a Nistrului, sunt suficienți și în partea dreaptă a Nistrului. Și al doilea motiv pentru care credem că această lege a fost atacată atât de vehement este a găsi o contrapondere la criticile aduse constant de Chișinău la așa zisa lege a combaterii extremismului, care a fost adoptată dincolo. Noi am vorbit despre ea la Strasburg, urma să aibă loc și o masă rotundă la Strasburg în aprilie pe problema drepturilor omului în regiunea transnistreană, care a fost transferată pentru luna septembrie. Acolo sigur că aveam să abordăm această așa zisă lege a combaterii extremismului, în baza cărei au fost arestați, reținuți foarte mulți cetățeni. Și s-a dorit o echilibrare, să spun așa, cumva, a acestui subiect.